Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a încheiat cu o condamnare de aproape 3 ani cu suspendare, totuși. Unul dintre cele mai triste cazuri de mită din sistemul medical. Este vorba despre un chirurg cardiovascular din Brașov, pe nume Sorin Baloș, de la Spitalul Județean. Dânsul avea tarif fix pentru pacienții de care se ocupa, 2000 de euro. În euro sau echivalent în lei, la cursul zilei. Deci uite pe cineva care are încredere în moneda națională. Da, ba chiar în cel puțin un caz a trimis un pacient la bancomat ca să scoată șpaga, atunci când ăsta a încercat să scape inabil, spunându-i că n-are cash la el pentru că ține banii la bancă. Și domnul doctor i-a spus, păi nu e nicio problemă, coboară și vezi că sunt bancomate. Și dărau mai multe bănci în holul spitalului. Pacientul a zis, n-a ținut asta. N-a mers, credeam că scapă. Ancheta penală a început. Ce să vezi, la recomandarea polițistului Marian Godina, care e unul dintre cei mai populari utilizatori de Facebook din România, în toamna anului 2021, lui Godina i-a scris pe Facebook un fan, spunându-i că, și citez acum, un membru al familiei tocmai s-a operat zilele trecute la Spitalul Județean de Urgență din Brașov. Domnul chirurg care a făcut operația i-a cerut mătușii mele o sumă destul de consistentă de bani, 10.000 de lei, deci la cursul de 5 lei pe euro, rotunjit. Astăzi, de teamă, spunea omul respectiv, vărul meu a luat legătura cu domnul doctor și i-a dat o parte din bani, 2000 de lei, spunându-i că ulterior îi va da și restul. Dacă mai putea ajuta, îi scria lui Marian Godina, cu un sfat sau cu o părere, aș fi recunoscător. Godina i-a recomandat să sune la parchet, ceea ce omul a și făcut, și de aici dosarul de luare de mită. Procurorii au mai aflat că, evident, nu era un caz izolat. Într-unul din cazuri, medicul a luat, de exemplu, 2000 de euro de la o bătrână cu pensie de numai 800 de lei. De asta spun că este atât de trist cazul ăsta. Doamna a cerut bani fiului ca să rezolve apetitul chirurgului, iar gestul plății în sine, momentul în care s-a dat șpaga, ăsta are niște detalii tragicomice. Pensionara, internată în spital, nu prea se putea mișca pe acolo, ascunsese plicul cu mita în punga de mâncare. Pentru că nu e așa, în spitalele din România vii cu mâncarea de acasă, pentru că adesea mâncarea, nu întotdeauna, dar adesea mâncarea pe care o cumpără spitalele este necomestibilă, nedigerabilă, sub scuza că așa e mâncarea de spital. Eu de două ori am fost nevoit să stau câteva zile și niciodată n-am putut să mănânc mâncarea de acolo. Bun. Niciodată. Da. Uneori e proastă pur și simplu, alteori asta e, n-ai încotro, dar ce să faci? Iată ce a declarat femeia, citez. Medicul a venit mai pe la amiază și i-am spus că este ceva pentru dumnealui în sacoșă. A căutat în sacoșă și chiar mi-a pus mâncarea în frigider. I-am spus că banii sunt într-un plic, înveliți într-un prosopel. L-am văzut când i-a găsit, a dat la o parte prosopul și a băgat plicul în buzunar. Sigur, amabil i-a pus acusca la rece. Pe de altă parte, mă gândesc și când i-a zis e ceva pentru dumneavoastră în sacoșă, și medicul s-a plecat și s-a apucat să scotocească prin punga respectivă cu mâncare, de ce n-a luat ce a găsit pe acolo? Un sălămior? O șuncuță? Că e ceva pentru dumneavoastră. De ce n-a luat sacoșa cu totul? Știi? Cum a știut să aleagă numai banii de zacuscă? Nu era, dacă eram noi, cred că asta am fi făcut, dar el căuta punct ochit, punct lovit și... Adică dacă nu ești un om care ia șpagă sau care te aștepți sau care ceri și spune o pacientă e ceva pentru noastră în sacoșa aia cu mâncare și te uiți și acolo sunt borcane cu gem, cu zacuscă, cu ce avea doamna. Probabil că era evident că nu aia e pentru el. Da. Știi? Și atunci zicea, mulțumesc, dar să știți că mulțumesc, zacuscă, cu din ce e zacuscă? Din ghebe. Vă mulțumesc frumos, iei borcanul și pleci. Cred că l-a găsit mâncat. Era mai pe după masă. Da. Un alt martor a spus că medicul a motivat nevoia de bani prin faptul că își construia o clinică privată. Am cheltuieli, îmi fac clinica mea privată, dacă puteți să mă ajutați. Atunci se explică, dar altfel stau lucruri. Da. Vezi? Am cheltuieli, aș vrea să-mi iau o mașină nouă, dacă puteți să mă ajutați, altfel nu vă operez. Practic contribui la sistemul sanitar, noul sistem sanitar, da. Al domnului doctor. Toată povestea este atât de jenantă, încât până și judecătorii, motivarea sentinței, s-au declarat, citez, dezamăgiți. Instanța, scrie motivare, privește cu dezamăgire faptul că, în pofida unei foarte bune reputații profesionale și a resurselor materiale provenite din retribuțiile corespunzătoare activităților prestate, asiguranței materiale de care pare să se fi bucurat inculpatul, a ales în mod repetat să nesocotească etica profesională și normele de drept penal.
Vedeți, aici este cum spune instanța. Bă, în ciuda faptului că ai salariu corespunzător. Instanța nu spune că este mare, că e un salariu corespunzător. Salariul unui chirurg cardiovascular. Și probabil că se pregătea, nu? Cred că, poate, nu știu, n-am verificat, dar majoritatea acestor medici de înaltă reputație profesională și de înaltă calificare. Vă imaginați ce înseamnă să ești Dumnezeu. Umbli, deschizi un om, faci operație, îi aranjezi organele înăuntru, îl închizi la loc și ăla trăiește. Este ceva uluitor că poți să faci așa ceva. Adică, și nici judecătorii nu înțeleg cum e totuși posibil. Ești bine plătit, respectat, venerat, cum spuneam, de pacienții cărora le salvezi literalmente viața. Faci ceva ce atât de puțini oameni pot face, chirurgie pe cord deschis, și te pretezi la gesturi atât de meschine și de joase, cum ar fi să scotocești prin sacoșa cu mâncarea unei pensionare care abia își duce zilele pentru un plic de bani pe care femeia l-a învelit într-un prosopel. Ca să, cât de trist poți să fii, cât de jos poți să cazi să faci lucruri de genul ăsta. Știi, tămai chirurgul, te pui ciuci în cabinet și începi să scoți. Ce scoți de acolo, mă? Ce poți să scoți? O bucată de brânză, două fierte, un borcan de iaurt, ce mai poți să scoți de pe acolo? Scotocești până îți găsești plicul tău cu bani învelit într-un prosopel și dai, îi lași prosopelul. N-am nevoie de prosopelul tău, sărmano, îi iei banii. Da, deci 2 ani și 11 luni cu suspendare și interdicția de a mai profesa în spitalele de stat, cu excepția situațiilor medicale urgente, pentru o perioadă de un an. Asta a dat instanța. O interdicție mai lungă de a opera nu ar servi interesului societății, a apreciat instanța, scrie ziarul Libertatea.ro, care consideră că astfel a investit inculpatul cu maximă încredere, în sensul că nu va reitera comportamentul infracțional. Deci judecătorii și ei, dezamăgiți, hotără să-i mai întindă o mână domnului doctor. Domnule, ești atât de bun. Ești un tip care știe să facă lucruri pe care alții nu pot să le facă. Nu te mai coborâ atât de jos. Poți? Uite, îți mai dăm un semn de încredere. Ai un dosar de luare de mită, te-au documentat, te-au nu știu ce, avem declarații. Ai luat 1000 de euro de la oameni care sunt sărmani, săraci. Dar știi să faci lucruri. Societatea are nevoie de dumneata. Poți să fii drept și să fii corect în ceea ce faci, ești bine plătit, ești venerat, poți să apreciezi lucrurile astea cu adevărat sau hai să mai dăm un semn de încredere. Credeți că a înțeles? Nu știu, așa sper. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.